În satele din țara Chiuarului, una dintre cele patru vetre etnografice ale Maramureșului, obiceiurile tradiționale de peste an s-au conservat în forme arhaice. Desigur, modernitatea a diminuat complexitatea ceremonială și ritualică. Fărtăția sau frăția de cruce este unul dintre obiceiurile performate și astăzi în unele sate chiorene, ca Preluca Veche, Dealul Corbului, Preluca Nouă, Puteasa, Șurdești, Ciocotiș, Fânațe sau Cernești, precum și în satele lăpușene. Practica înfrățirii este străveche, având originile în zorii creștinismului sau chiar în păgânism, având forme complexe, diferențiate de la o zonă la alta. În Chiuar, ceremonialul fărtăției se practica în cadrul nunților, la Paști, la Rusalii sau alte sărbători de peste an, ori cu ocazia unor clăci sau a ospețelor. Obiceiul era o adevărată instituție socială care avea la bază prietenia și încrederea reciprocă, comuniunea și întrajutorarea în muncă, legătura fiind consfințită până la moarte. Dar pentru a înțelege complexitatea și simbolistica fărtăției, vă facem și pe dumneavoastră părtași la ospăț. Faceți bine și veniți, că bine o să nimeriți, la un scaun de hodină, la un pahar de băutură și la multă voie bună.